Bun găsit, stimați spectatori. Iată că după emisiunea cu pictură de ieri vom vorbi tot despre ceva care începe cu aceeași literă, dar este vorba de politică. Domnul Matei Catrinoiu este, iată, alături de noi și de dumneavoastră în această emisiune și v-am invitat pentru că au trecut alegerile, au trecut și sărbătorile, a început un nou an și... ca oricare, la început de drum, își fac așa o strategie. E cazul și partidului dumneavoastră. Chiar vă întrebam, aveți un congres ceva acum la început de an? Sau stați mai cu minți? Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Vis-a-vis de întrebarea pe care mi-a spus-o, dacă avem vreun congres, s-ar putea, dar deocamdată încă nu s-a stabilit nimic. Stăm și ne uităm și noi la tot ceea ce se întâmplă în jurul nostru și ne dăm seama cât bine am putut face noi pentru România în 1996-2000 și cât rău se întâmplă în această țară, s-a întâmplat în această țară după anul 2000 încoace și până în 96. Pentru că dumneavoastră ați fost cel care ați punctat acest cuvânt rău, vă și întreb, există și o redresare? Pentru că cu siguranță ați luat pulsul străzii. Într-adevăr, când vorbești de rău, vorbești de lipsă de locuri de muncă, de lipsă, iată, de multe din cele trebuiește omului acasă, pentru că nefiind un serviciu automat nu sunt nici bani să aduci în casă, îți pierzi și locuința și așa mai departe. Situația din țară este dezastroasă și asta o știe toată lumea și fiecare om care ajungând acasă observă că probabil nu are ce pune pe masă, ajungând acasă observă copiii nu au ce mânca sau nu au ce îmbrăca. Bine, dar alegerile au venit cu o speranță de mai bine. Începe să se simtă acum în prima lună a anului. Vă întreb pe dumneavoastră, politicienii, cum o simțiți? Poate altfel față decât... Vreau să vă spun că disperarea este foarte mare. Așa cum foarte mulți au constatat, nu o să mai vedeți atât în oraș cât și în zonele la țară oameni care să mai aibă timp de un zâmbet, de a se simți bine cumva, pentru că grijile și problemele de zi cu zi au îngenunchiat nu numai Gorjul, ci întregul popor român. Ceea ce se întâmplă la ora actuală, nu numai în România, ci și în, aproape în întreaga lume, trebuie să fie un semnal de alarmă, trebuie să fie ceva care să dea de gândit guvernanților noștri, pentru că, vedeți, este ușor să spui, domnule, vă fac, vă rezolv și trăgând linia, se observă că nu s-a făcut nimic, din contră, dacă România a rezistat până acum, a rezistat din ducerea la fier vechi a tot ceea ce s-a construit în România timp de 50 de ani de zile. Până la urmă, din fostele resurse, nu? Din fostele resurse care, pe care cu dărnicie și cu mare pompă, unii dintre oamenii potentați ai vremii au manevrat tot ceea ce se putea manevra vis-a-vis de dărâmarea combinatelor, uzinilor, a fabricilor, a CAP-urilor, a IAS-urilor, pentru că vreau să vă spun că un calcul pe care îl făceam în 1990, arăta că numai la IAS-urile și AP-urile din Gorj, la vremea respectivă, era o sumă imensă de bani, de ordinul zecilor sau sutelor de milioane de dolari, numai în Gorj. Pentru că aceste CAP-uri, construcțiile din fiecare cătun, din fiecare zonă, tractoare, combine, semănători, tot ce a fost construcții, nu mai vorbim, au fost luate de anumiți potentați la vremea respectivă în calitatea mea de secretar al Comisiei Economice pe județ. Am încercat să stopez și să... Dar am reușit pentru început introducerea în conservare,
dar au avut alții grijă să, să țină de sloganul ăla sau să completeze acest slogan, nu ne vindem țara, o luăm cu totul. Spuneați dumneavoastră că, iată, s-a ajuns aici și din cauza unor politici nu tocmai bune, având în vedere declinul, dezastrul, care, dacă potențial la un moment dat, acum te uși e ca o gaură neagră, în sensul că rămâne pământul nelucrat, impozitele pe teren merg în continuare, oamenii nu mai au bani și așa mai departe. Spuneți-mi, vă întreb așa, chiar dacă poate sar de la una la alta, sunteți politician de cursă lungă, de multă vreme. Ați ajuns în momentul ăsta, lui 2015, este politica lucrurile acelea de care să spui, mă mândresc că am fost și sunt politician? Am spus-o și o repet. Și o repet ori de câte ori este nevoie. În politică, niciodată, dar niciodată, nu trebuie acceptați oamenii care vin spre partidul tău cu mâna întinsă, mie ce-mi pică. Probabil ar trebui să-i răspunzi, îți pică frunzele. Dovadă că acești oameni care au trecut dintr-un partid într-altul, care au negociat tot felul de funcții și astea, evident că nu au făcut nimic pentru țara aceasta. Singurul lor scop a fost ca ei și ca Marila, care i-a ținut în spate, să obțină cât mai multe avantaje și dovadă că mulți își pun întrebarea, da, de ce m-a luat și pe mine? Că eu nu am nicio vină. Ei, uitați-vă și dumneavoastră tot ceea ce se întâmplă. Din păcate, toți spun, domnule, nu am făcut nimic, dar când ajungi să vorbești de ordinul zecilor de mii de hectare de terenuri, tot felul de matrapazlâcuri cu implicații care de multe ori depășesc și granițele acestei țări, ce demonstrează aceasta? Că acești oameni, domnule, dacă eu m-am dus și am candidat pentru o funcție, trebuie să înțeleg că acești oameni au avut încredere în mine, m-au trimis acolo, iar eu nu mai aparțin mie ca persoană, aparțin comunității care m-a pus și trebuie, domnule, bun, nu îi voi da marea cu sarea și nici speranțe deșarte, dar să demonstrez că pot să fac ceva. S-a distrus învățământul, s-a distrus fabrici, uzine, s-a distrus tot. Este groaznic să ne gândim la faptul că institutele de cercetări pe care Ceaușescu, așa cum era el, cizmar, da, le-a ținut o întreagă perioadă, da, noi le-am desființat. Nu mai există nimic. Tinerii noștri pleacă și migrează în alte părți. Și sunt o parte din ei sunt plătiți chiar regește, pentru că păi evident că valorile acestea sunt valori care ar trebui păstrate. Vreau să vă întreb, oare poporul român n-a sancționat întotdeauna fiecare guvernare votând la alegeri alternativa la guvernarea respectivă și automat acești oameni despre care dumneavoastră ne vorbeați puțin mai devreme nu fac decât să ajungă acolo unde își dorește poporul, adică zice plătești dacă ești vinovat, dacă ai încălcat legea, dacă o încalcă un om de rând, de ce să nu pășească pe aceleași urmă și un demnitar? Aș vrea să atrag atenția foarte clar și la obiect. În special cei care sunt, celor care sunt din Gorj. Să le atrag atenția că minciuna are picioare scurte. Că se știe atât de mult despre fiecare dintre ei, încât nici nu își imaginează. Trebuie să pună stop cadru și să aibă tăria de a face un pas înapoi. Pentru că poporul român le-a dat o palmă pe care probabil nu o vor uita foarte mult timp de acum încolo. Au demonstrat că în situații cheie pot să devină stăpâni pe soarta lor. Ori, dacă poporul român nu mai este acel popor care poate fi manevrat așa cum vor unii sau alții, trebuie să înțeleagă că
nu mai trebuie să aștepte să explodeze mămăliga, cum se zvonea sau se spunea mai anii trecuți. Pentru că dacă așteaptă să explodeze mămăliga, se poate întâmpla ceea ce s-a întâmplat în țara asta, să moară mii de tineri și este păcat. Exemplul Ucrainei trebuie luat cu tot ceea ce s-a întâmplat acolo și se poate întâmpla la granițele României sau foarte aproape de granițele României, se întâmplă lucruri foarte ciudate. Este o instabilitate până la urmă și în întreaga Uniunea Europeană, dacă stăm să ne raportăm la ceea ce vedem și ne vin pe toate canalele acestea pe care le filtrăm media, ceea ce s-a întâmplat în Grecia, până la urmă toată politica aceasta monetară, euro, iată, începe încet, încet să dea de gândit și să se stabilizeze în anume sensuri. Stau și mă uit cu stupoare la ceea ce se întâmplă. De ce? Pentru că, vedeți, noastră instabilitatea va fi din ce în ce mai mare, mai cu seamă dacă cel care a câștigat alegerile în Grecia va pune sau va încerca să pună în aplicare ceea ce știe el mai bine. Ei, lucrul acesta trebuie să dea de gândit și mai este ceva. Văd că se încearcă să se tot amâne situația acelor împrumuturi bancare vis-a-vis de francul elvețian. Ei, acest lucru trebuie să le dea de gândit guvernanților, pentru că nu sunt 6 oameni, nu sunt 60 de mii, sunt 600 de mii de oameni care riscă să-și piardă tot. Cum e posibil acest lucru? În situații cheie, trebuie să existe acele garanții. Aceste bănci trebuie să fie luate la întrebări, pentru că oricum ele în țara asta au practicat, după câte bine se știe, au practicat destul de mare procentul ăla privind împrumuturile. Ori, se pare că în România a fost procentul cel mai mare vis-a-vis de aceste împrumuturi bancare. Este o regulă matematică simplă. Sigur că îi dai servici omului, da. Are cu ce să-și achite, dar ce te faci că, iată, nu mai ai servici. S-a mers pe ideea introducerii în insolvența persoanelor pentru a se salva situația. Stau și mă întreb, de ce atâtea amânări? Când lucrul acesta trebuie făcut ieri, nu azi, nu mâine, ieri trebuia făcut. Ori aceasta denotă ce? Se pare că există niște lucruri de care guvernanții știu, nu vor să spună și nici nu vor să iau niște măsuri urgente, pentru că și analiștii ce anticipează sau analiștii anticipează un dezastru. Ori lucrul acesta trebuie să ajungem acolo. Acești oameni, oameni care au făcut împrumuturile crezând că le este facilitat o situație mai bună. Ori dacă ei au crezut lucrul acesta, de ce să nu intervenim și să facem lucruri? Să piardă și băncile. Bun, există și situația cealaltă. Dom'le, dacă băncile care au făcut aceste împrumuturi nu sunt fiabile așa și ele nu au calculat foarte bine acele dobânzi de început, că dacă era o dobândă de început în care ei să-și fie asigurat în orice situație pierderile, da? Să le fost asigurate, atunci cu siguranță că nu s-ar fi întâmplat ceea ce se întâmplă acum. Acești oameni trebuie să stea la masa negocierilor, nu trebuie să-și bată joc de acest popor care în decursul istoriei sale a trecut prin atâtea și atâtea primejdii, atâtea și atâtea situații fără ieșire. Bine, și poporul ce vede? Vede la televizor că partidele nu vor să negocieze unele cu altele în sensul bun al cetățeanului, adică indiferent de ce se întâmplă acolo unde se dă ora exactă la capitală,
omului de rând nu-i merge mai bine decât ieri. Exact cum spuneați, puțin mai prost. N-aș vrea să dau exemple și am să mă feresc de lucrul acesta. Oricum, exemple nu sunt din Gorj și toată lumea l-a observat pe diverse televiziuni. Să ne ferim de nume să, și de... Să ajungi tu și să mergi până într-acolo, să spui că toată suprafața de păduri din această țară trebuie să ajungă în posesia noastră sau sub controlul nostru și să avem minim 5% din toată valoarea acestor păduri. Bun, dar cine greșește plătește. Ei, pentru asta trebuie să plătească. Și toți care se fac vinovați pentru lucrul acesta trebuie să plătească. Aș vrea să le amintesc tuturor că blestemul pământului este mai puternic decât blestemul aurului. Pentru că amărâtul de român a plecat în război și a primit o bucată de pământ plătind cu propria viață tribut de sânge și de viață pentru a avea copiii, nepoții, strănepoții și generațiile următoare un sprijin, pentru că să știți, cei care își obțin terenul și nu au grijă de el, vânzând acest teren pe nimic, vor fi sortiți pe iriș. Și vreau să mai amintesc un lucru. Încă nu s-a ajuns la situația în care se pare și se vehicula anul trecut că impozitarea pe fiecare hectar de pământ, arabil, nearabil, se pleca de la ideea impozitării de la 4.000 la 8.000 de lei. Ei, gândiți-vă și dumneavoastră că amărâtul de țăran este pus în imposibilitatea de a plăti acest lucru și acest pământ să ajungă pe mâna unor șmecheri, unor oameni care au buzunarul plin și pot să-și permită să acapareze aceste terenuri. Ori lucrul acesta iar trebuie foarte bine gândit și guvernanții trebuie să reflecte asupra acestor lucruri, pentru că prea multe biruri, prea mult s-a pus în spatele acestui popor. Numai în 2 ani de zile să pui peste 39 de alte taxe și impozite este prea mult. Este groaznic. Aș vrea să atrag atenția ca specialist în domeniul termoenergetic, ca și specialist în domeniul termoenergetic, expert în domeniu, tuturor acelora care se joacă cu soarta minerilor, a energeticienilor, că au ajuns mult prea departe și că trebuie să înceteze. Au făcut lucruri extraordinar de urâte. Să treci oameni care au lucrat ani de zile la birou, să treci oamenii respectivi, să lucreze lăcătuși mecanici, sudor sau chestii de genul ăsta, mai bine găseau alte soluții pentru rezolvarea acestei situații. Este groaznic și mai e ceva. Gorjul are câteva puncte cheie. Deci mineritul și energia. Dacă aceste lucruri dispar, pentru că toate celelalte întreprinderi s-au dus pe apa sâmbetei și n-au pus nimic în loc, este foarte groaznic și vreau să le spun că tuturor acelora care poartă responsabilități, că au avut și au încă ocazia, pentru că primul ministru, fiind sau plecând de la Gorj pe funcția de prim-ministru, trebuiau să găsească și înțelegere și oportunități pentru ca în acest minunat județ să se găsească soluții de înființarea unor noi întreprinderi, nu mall-uri, nu altceva, pentru că degeaba faci mall atâta timp cât amărâtul de gorjan nu are după ce bea apă.
Până la urmă, în toate județele, dacă stăm să raportăm, trebuie făcut ceea ce trebuie pentru comunitatea respectivă. Vorbeam despre perspective de partid. Știu că agricultura era, să spunem așa, cheia acestui partid, având în vedere preponderența omului de la sat, aderența la această formațiune politică. Și despre ea tocmai ați vorbit acum că e așa de fărămițată, încât chiar dacă a susținut odată întreaga Românie și nu numai, cum se zicea, grânarul Europei era, acum nu mai poate face nimic nici pentru omul de la țară, că el nu are bani să-și plătească pogonul acela pe care să-l lucreze, să-și hrănească vaca, să-și mai crească un pui, sau dacă le crește nu are unde să le valorifice. Eu vă spun ce mai spun oamenii din județ. Da. Unul din punctele forte ale acestui partid a fost și rămâne refacerea satului românesc. Tradițiile, satul minunat românesc, în care au ajuns și străinii să vadă ce și cum, demonstrând că acești minunați oameni de la țară pot să facă totul ca să fie bine, ei, acestor oameni li s-a tăiat aripile. De ce? Oamenii respectivi nu au nicio posibilitate să-și muncească terenurile cu tractoare și cu utilaje. De unde tractoare? Că n-au nici boi până la urmă, dacă stai să te gândești. S-a ajuns până într-acolo încât foarte mulți încă la ora actuală muncesc cu amărâții de cai, de boi sau unii dintre ei cu văcuțele care le dau și strachina cu lapte și încearcă să facă munci agricole doar pentru susținerea a familiei lor. Ori, partidul nostru, în dorința de a veni în sprijinul oamenilor la țară, are în vedere anumite proiecte prin care tinerii de la sat să fie pregătiți pentru a face aceste proiecte, nu pentru a-i lega neapărat de glia de pământ. De eu sunt sigur că atâta timp cât acești tineri vor vedea că munca lor dă roade, că ei vor avea câștiguri destul de importante cu care să se mândrească, să meargă mai departe, și mergând pe ideea că nu e o rușine să muncești, atunci evident că lucrul acesta poate să aducă o prosperitate acestui județ și a acestei țări. Există posibilități multiple. Nu au fost fructificate. Exista posibilitatea unor contracte și mai sunt în continuare cu diverse concerne foarte importante din Europa și din întreaga lume, cu care se pot face contracte de colaborare, sigur, în care să ofere online. Da, să dea tractoare, combine, semințe selecționate le avem noi și să poată să-și prelucra. Da, să treacă la... Ei, gândiți-vă cât de important ar fi fost dacă se păstrau acele grajduri care erau făcute de pe timpul lui Ceaușescu. Cu mici reparații și cu astea, cu mici dotări, la ora actuală aveai și ferme de vaci foarte importante, aveai și ferme de porci, și de găini și așa mai departe. Ei, și românul s-a bucurat pe termen scurt atunci când a luat înapoi, apoi știți cum au luat și țigla de pe ele, multe sunt în paracină și din cauza asta, sau sistemul de irigații. Da. Deci eu zic că și românul un pic, unii dintre ei au greșit, dar pentru că suntem așa într-o zonă de discuție plină de pesimism, pentru că așa este pulsul pe care ziceați că îl simțiți nu numai aici în Gorj, dar în toată România, eu vă întreb atunci cum de alții pot și noi nu. Și noi având poate terenuri arabile mult mai productive decât au alții. Ați văzut, în Grecia se cultivă așa pe stâncă. Păi la noi nu e cazul, sau putem și acolo dacă vrem.
dar gândiți-vă, ne ține ceva. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat în această țară dacă am fi adus aici pentru problemele astea și de agricultură să aduci niponii încoace, adică japonezii. Gândiți-vă ce s-ar fi întâmplat. Adică trebuie... Era o altă lume, da, cu siguranță. Trebuie înțeles că trebuie lucrată și conștiința oamenilor. Dar atâta timp cât la vârf se fură ca în codru, atâta timp cât parandărătul a ajuns până la 40, chiar și peste 40% din viitoarele investiții pe care se încearcă să se facă, ce să mai... acele proiecte pe care unii oameni reușesc să le facă, până și acolo... Până și acolo s-a încercat să se ia de la acești amărâți care au încercat să facă și ei ceva și de acolo s-au dorit parandărături pentru ca să le rămână proiectul fezabil și să poată să obțină acele fonduri. Da, este trist să se spună acest lucru, dar totuși îmbucurător este faptul că unii au avut curaj, tinerii acestea până la o anumită vârstă, pentru că și aici nu e o discriminare, dar așa a fost punctajul pentru tineri care au o anumită vârstă. Ei chiar au reușit să acceseze fonduri prin aceste proiecte și noi am avut posibilitatea chiar pe câțiva să îi și arătăm telespectatorilor noștri. Problema însă care o ridică, după ce au făcut acest proiect și au făcut ferma și arată super bine și s-ar putea, nu numai că se pot mândri cu ea, dar pot concura cu ea la un alt nivel, se izbesc de o altă problemă, de valorificare. Spuneau, domne, n-ai unde să o dai, n-ai piață de desfacere. Asta vroiam eu să vă spun. Atât timp cât se accesează niște proiecte cu fonduri de la Comunitatea Europeană și ăsta, n-am înțeles și nu voi înțelege niciodată pe europarlamentarii care se află în Parlamentul European, nu am văzut pe unul că vine și să spună, dom'le, m-am bătut pentru România ca și agricultorii din România să fie subvenționați la fel ca cei din Comunitatea Europeană, la condiții egale, obligații egale, da? Bun, mă obligi să pun nu știu ce. Păi atunci garantează-m că în caz de precipitații abundente și mi-a luat producția, în caz de grindină, în caz de orice altă calamitate sau de secetă, să pot eu, ca țăran care am investit în lucrările astea ale mele, să pot să beneficiez și eu, ca și alți țărani din întreaga lume, din întreaga Europa. Acum vorbim de Comunitatea Europeană. Ei, lucrul acesta nu s-a întâmplat. Acești oameni care coordonează la un anumit moment viața dintr-un județ, ei trebuie să intervină și să facă acele lucruri de a interveni pe lege vorbind. Deci, domnule, ne strângem toți președinții de consilii județene și facem niște lucruri de care să nu ne fie rușine și să spună, domnule, punctul ăsta de vedere al nostru trebuie susținut în Parlamentul European. Uite ce vă propunem noi. Și atunci alta ar fi fost situația. Dar, din păcate, și fondurile europene, pentru că trebuie să o spunem și asta, da? Am mai spus-o eu, la ora actuală, România, dacă ar fi să se calculeze tot stupii care au fost raportați ca și crescători de albine sau de ovine sau de bovine, ar depăși cu mult milioanele sau... de ordinul milioanelor. Păi, iertați-mă, iei tu stupi, da? Îi duci la tine acasă, faci proiectul. Bine, eu vorbesc de cei care li s-a facilitat.
răzlețe, că nu da, toți, nu, că eu i-am și întrebat da, pe cei de la Camera Agricolă și deci, au zis că cei nu care, este care nu au niciun sprijin și ăsta, merg corect și bine. Ceilalți care vin și ăsta zice, bă, ești tu 100 de mii de euro, dai și tu încoace, au mers până într-acolo încât au cărau porcii dintr-o parte într-alta, într-o fermă într-alta, de la unul la altul, când veneau controlele că erau anunțați, sau stupii, sau vacile. Ei, gândiți-vă, ne furăm căciula. Exact cum se întâmpla pe timpul lui Ceaușescu, când se ducea Ceaușescu într-un control la nu știu ce, ce apeu, spălau vacile și pe unghii. Nu se poate. Hai da, să, asta se poate haide, spune că e și folclor, având în da, vedere că na, nu sunt poate nu vreau, palpabile, da, și nu vreau, dovezi. Nu vreau să dau dar, exemple, pentru că eu știu exemple. E adevărat că lumea așa zice, nu mă duc să fac proiect pentru că e mare birocrația, mi da, se cer foarte multe acte, mai trebuie să duc și bani. Banii de la comunitate vin foarte, foarte târziu și oamenii de multe ori nu pun în practică etapele procesului tehnologic pentru că îi ține în loc banul, dar cu toate astea se vede cu ochiul liber că doar cei care au reușit să iau un ban european, au putut să facă ceva. Ceva, exact cum am spus, la vedere. Ce vreau un să solar, vă... da, o fermă. Ce vreau să vă spun? Au fost situații în care, datorită unor ien grele sau astea, să dispară foarte multe solarii din astea făcute. De ce? Pentru că acestor oameni nu li s-a asigurat. Deci asiguratorii ar trebui obligați, domnule. Deci, domnule, face asigurări pe case, pe mașini, pe aia, pe aia, dar fă și aici. Dar sunt, că am avut o emisiune și... cu un domn de la asigurări care știți ce mi-a spus, că nu există un cult al românului pentru așa ceva. Românii care au trecut prin probleme de genul ăsta și au fost, știu, pe unul care, de exemplu, și-a asigurat cultura, era o asociație de-asta... Și... familială până la urmă da, cu profil agricol, spunea că uite, băltește fenomenul, că ne-a chemat să filmăm, băltește, dar nu ne dau asigurările pentru că nu erau încheiate nu știu ce condiții. Deci până la urmă, nu știu dacă nu se poate sau nu se vrea, dar românii parcă nu vor să dea înainte. Undeva este hiba, că nu păi poți da pe vina pe altcineva. Vreau să vă spun că undeva este hiba. Dar unde vin, așa zis, și specialiștii al asiguratorilor și ăsta, nu le fac contracte de asigurare și atunci amărâtul ăla rămâne să se bată cu vremea și cu timpul și ăsta și evident că pierde în continuare. Și e de ajuns să pierzi recolta pe un an de zile și ești terminat. Pentru că tu ești ținut de niște rate, ești ținut de... de... E, aci asta vroiam eu să spun. Instituțiile statului din fiecare județ, aici trebuie să intervină, să meargă până într-acolo, încât, păi, spuneți-mi iar, dacă la un francez i s-ar întâmpla să îi se compromită o cultură, păi o plătește integral. Ori la noi, a da chix cu cultura de anul ăsta, este terminat, îi mai ia și casa pe deasupra, sau cu ce a garantat el pentru a-și... rezolva acea problemă de business, să zicem așa. Eu cred că nici nu ne facem strategii pe termen, să nu zic scurt, mediu și lung, echitabile, în sensul că, iată, neglijăm declinul ecologic care se vede de la o poștă, că, iată, s-au schimbat parcă și anotimpurile, parcă și vremea, parcă și temperaturile. Nu mai putem să punem aceeași cultură pe care o puneam acum 30 de ani. Poate altceva e în trend. Românul atâta știe să cultive grâu, porumb și... Haideți să vă spun un lucru foarte dur și foarte urât vis-a-vis de ecologizarea zonelor. Dacă Gorjul ar fi marșat pe ideea fondurilor pe ecologizările de zone, Gorjul era super departe. Ori nu s-a marșat, banii aia erau adică nu puteau să fie luat parandărătul pe ei și evident că au fost refuzați sau nu au fost
accesate aceste fonduri. Ori, cine este de vină? Cel care coordonează, cel care conduce județul. Iată, oamenii ne-au văzut și ne-au trimis și mesaje. Spune cineva că nu vă cunosc, dar ați spus niște vorbe în legătură cu pământurile. Așa au făcut și, mă rog, îi spune un cuvânt urât adresat unui primar, deci nu o să spun unde, au furat pământurile și pe urmă s-au închis unul pe altul. Deci nu o să dau numele comunei respective, pentru că nu avem probe în acest sens, dar iată, oamenii arată cu degetul și văd și ei că așa nu se mai poate, dar... Așa cum am spus, perspectiva de partid, de politică, de se face la nivel pentru oamenii ăștia. Eu vreau să atrag atenția în modul cel mai serios. Și prietenii mei de la conducerea județului trebuie să înțeleagă că nu trebuie județul Gorj să fie dus în aceleași zone în care au fost duse celelalte județe. Din păcate, s-a întâmplat și se întâmplă lucrurile acestea. Eu aș ruga oamenii, toți aceia care au probleme cu terenul acesta, să mă contacteze la sediul partidului și împreună poate vom reuși ca acești oameni să-și ia terenurile lor, pentru că, spun, blestemul pământului este cel mai puternic blestem din care au existat vreodată în această țară și în acest județ. Acești oameni trebuie să înțeleagă să-și ia mâna de pe pământurile amărâților, pentru că mulți dintre ei au murit în ăștia 25 de ani de zile și nu au putut să-și recupereze terenul. Prin instanțe, să spunem, și prin instanțe și din cauza stresului și a situațiilor... Bineînțeles că nu e tocmai confortabil să stai pe la uși, să bați pe la uși, să mor cu dreptatea în mână. Am monopolizat un pic discuția pe agricultură, pentru că eu cred că e și cea mai importantă, dar și cea mai neglijată. Nu am vorbit despre acest comercial care, iată, și el intră în declin. Vorbeam de o piață valutară, vorbeam de o stabilitate sau instabilitate monetară. Ne spuneați înainte de a intra în emisiune, că noi, stimați telespectatori, să știți că 5, 6, 10 minute înainte de emisiune, până punem microfoanele, mai discutăm așa și ne spuneați că și firmele, din ce în ce mai multe, vom asista la o tragere pe dreapta. Asta înseamnă un lucru foarte rău, groaznic de rău, pentru că foarte mulți au luat credit ca să-și facă o mică firmă, să supraviețuiască, nu să devină un bogat, să-și întrețină familia, să-și ducă copilul la facultate, pentru că acum știți, se autofinanțează tot, și grădinița, și școala, și noi, părinții, cotizăm. Apoi că mulți au luat credit cu buletinul pentru a-și plăti medicamentele. Deci trebuie să spunem lucrurilor pe nume, că asta e realitatea. Am atras atenția și am spus-o în mai multe rânduri și în calitatea mea de președinte al patronatelor regionale, pe regiunea Oltenia. Este groaznic ceea ce s-a întâmplat în ultimele ăștia 3 ani de zile. Peste 170.000 de firme au fost sau au intrat în faliment. Gândiți-vă, dacă aceste firme ar fi rămas în picioare, peste 1.100.000 de suflete ar fi putut munci în aceste firme. Am o curiozitate, păstrați-vă ideea. Din insolvență mai ies multe sau cele mai multe nu? Deci, vă dați seama, odată intrate în această foarfecă, sunt puține care merg pe ideea... Cam cât la sută? Mai mult de 10% nu ies, pentru că marea majoritate, odată intrate aici, nu mai pot să-și revină și marea majoritate... au făcut datorii, au credite bancare, din păcate finanțele vin și pun dări cu nemiluita și evident că te îngenunche. Ori lucrurile acestea, eu le-am spus și vreau să le repet, cei care guvernează trebuie să înțeleagă următorul lucru. Domnilor, dacă vreți ca țara asta să meargă înainte, nu mai omorâți aceste mici afaceri pe care le au românii.
ajutați acești oameni, pentru că odată omorâte aceste firme, da, cel puțin 5-6 din familie sunt terminați. Da? Din ce punct de vedere? Ei intră în șomaj. Statul trebuie să le plătească șomajul. Bun, dar și asta nu e un balon de oxigen, că e pe termen foarte scurt. Nu este, este pe un termen foarte scurt, iar în felul acesta se îngroașe numărul șomerilor. Păi și datoria la unul și la altul, și la stat și la om. Că nu-i ajunge. O datorie din două părți. Ori, cea mai bună soluție este ca statul român, prin instrumentele pe care le are la dispoziție, să intervină în a sprijini aceste mici afaceri ale oamenilor, să le stimuleze, da? Că mai bine îl stimulez, îi mai aștepți datoriile și probleme de genul ăsta, decât să faci tot felul de situații și neprevăzute. Adică prea repede se bagă în faliment, ținând cont că pragul este de 40.000 de lei, adică 400 de milioane lei vechi. Ce sfătuiți pe oamenii aceștia care poate mai au un ban la șoseată, nu la ciorap, și ar vrea să înceapă un business, să se potolească, să stea pe loc, să aibă grijă? Oamenii pot să înceapă un business, dar ei trebuie să gândească foarte bine nișa pe care pornesc. Deci, părerea mea, cea mai bună investiție rămâne în agricultură. Deci, chiar, da, acolo mor pe brazdă, că exact dumneavoastră spuneați că impozitele sunt cum puțin. Sunt. Deci, o politică agrară asta vroiam eu să spun. O politică care trebuie făcută agresiv în sensul acesta. Adică, domnule, cât mai repede, cu atât mai bine. Adică, aceste societăți care vor să-și deschidă afaceri sau mici întreprinzători sau tinerii care vor să meargă la țară, le dau posibilitatea să acceadă la fonduri, da? Să poată să-și înceapă o activitate și să-i pun la dispoziție. Vă dați seama ce ar fi însemnat acum tractorul Brașov, pe care, din păcate, l-au distrus. Erau tractoare românești care puteai să le dai. Le avem și acum, domnul Catrin, în poze. Păi le avem în poze, din păcate. Ori mai sunt tractoare care, din păcate, amărâtele merg și acum, după 30-40 de ani de zile, da, pe care le folosesc oamenii. Ori, această politică agresivă ar consta în aceea de a dota aceste mici afaceri a oamenilor respective, a-i sprijini în primii 2-3 ani de activitate, le reduci impozitul chiar la zero, așa ar trebui, pentru ca să nu-i mai plătești ca și șomeri. Da? Dacă s-ar face lucrul acesta, în România, care are unul dintre cele mai bune terenuri din lume pentru agricultură, da? Ar redeveni grânarul Europei, face ca mulți din această comunitate europeană să se gândească de două ori mai bine când vorbesc despre România. Da, eu sunt un om mediocru, să știți, dar tot timpul mi-am pus problema de ce oare nu se stimulează consumul prin a ieftini produsul și a crea o mulțime, zic așa, la pompa de carburant, decât să îi mărești prețul și să vezi două, trei mașini. Știți ce le-am spus eu? În foarte multe conferințe la nivelul partidului nostru, la diverse congrese și astea, unde am participat, am spus și o repet, făceți țăranul bogat, da? Și țara aceasta va fi cea mai bogată din lume. Ce însemnează țăranul bogat? Produse ieftine, de bună calitate și ecologice. Și el n-o să fie niciodată, n-o să se simtă bogat, că țăranul e modest, în primul rând. Sigur trebuie că să da. Spunem asta. Deci, modestia omului de la țară nu poate lua nicio funcție de partid și nici măcar o alta de rang mai mare. Eu cred că am mai spus-o. Vreau să vă spun că pe timpul lui Ceaușescu deseleneam anumite zone, că era o legislație care permitea. Noi ne luaseră terenurile, pentru că fiind din comuna Bălești, cu terenuri foarte bune și astea, ne luaseră, așa, deseleneam terenul
și puneam varză, porumb, ardei și astea. Dar mai cu seamă varză, pentru că la noi mergea foarte bine. He, prima mașină pe varză am luat-o. Mă băteam cu prietenul meu în varză, să zic așa, profesorul Holt Gheorghe, de la Universitatea Constantin Brâncuș. Hei, și era pe timpul lui Ceaușescu. Și atunci erau pedici. Dar s-a dădus acea legislație, scoteam buturile de pe ăsta și vă dați seama că terenul ăla, fiind nemuncit și ăsta, dădea o producție fantastică. N-aveam nevoie de îngrășăminte. De... Și erau îngrășăminte de animale, nu? Sigur că da. Naturale, că de-aia lucrurile acestea, aveam o medie de vârstă. Lucrurile acestea îmi dădea aripi. Deci aveam familia nouă înființată și asta, atunci aveam copii mici și câștigam din aceste vânzări, din munca pământului. Și numai atât. Chiar și în cadrul CAP-ului, da, aveam, puneam ardei și la fel de mult, puneam poate câte un hectar de varză. Sunteți nostalgic, domnul Catrinoiu? Nu că sunt nostalgic. Adică vremurile v-au făcut să trăiți mai bine decât vremurile democrației? Dar eu vreau să vă spun că de asta avem atâția nostalgii și astea. Pentru că oamenii fac comparație. Dom'le, atunci era CAP, dar copilul meu avea apartament în oraș. Da, păi știți cum întreabă părinții? Ce ai făcut, dragă, până la vârsta asta? Și tu spui, păi nimic. Dar poți să-i spui, ție Ceaușescu ți-a dat și casă și serviciu. Pe când, iată, tinerilor de astăzi li se ia și casa și serviciu. Tinerilor de astăzi, din păcate, li s-a luat orice speranță. Vreau să atrag atenția tuturor care cred că pot să manevreze la infinit acest popor, acest județ, că se înșeală amarnic. Păi rețineți că tinerii au hotărât cine va fi președintele României. Tinerii, da? Acești tineri care sunt răspândiți în toată Europa și s-a recunoscut și pe televiziuni lucrul acesta. Că au dat pe Facebook, pe telefoane, pe astea, nu vă mai trimitem nimic. Votați schimbarea. Faceți lucruri importante pentru această Important țară. Este că, iată, suntem la început de an, să se și vadă ceva. Pentru că altfel, ați văzut exact ce spuneam puțin mai devreme, românul votează tot timpul alternativa la guvernare. Pleacă cineva, vine cineva, dar lui tot așa îi merge. Ba din contră, îi merge mai rău, că spuneați că, iată, firmele se duc, pământul rămâne nemuncit. Iată, nu mai avem decât un minut din emisiune. Vreau să vă spun, și cu asta să închei, faptul că tot ceea ce se întâmplă în țara asta și se vede și în direct și în reluare, să fie ca de exemplu, și că oamenii politici trebuie să înțeleagă, să suflece mânecile și să treacă la muncă concretă, nu la furt. Să aibă un duel diplomatic, să spunem. Sigur așa, că în politică. Da. Vă mulțumesc mult că ați fost alături de noi, de telespectatorii noștri. Vă așteptăm și cu alte ocazii. Dumneavoastră sunteți omul care spune lucrurilor pe nume. Vă mulțumesc și dumneavoastră, stimați telespectatori, că ați fost alături de noi. Vă mulțumesc celui care, iată, ați trimis și un SMS să ne mai înștiințați de una și alta. Vă mai așteptăm și cu alte ocazii și vă doresc toate cele bune. Vizionare plăcută a programelor noastre. La revedere! La revedere! Mulțumesc și eu!